Societatea de Transport București a aplicat de la începutul anului și până în prezent peste 1200 de amenzi în valoare de 500 de lei fiecare. Practic, noile amenzi au crescut de peste 3 ori, de la 150 la 500 de lei. Totuși, municipalitatea nu a făcut un anunț oficial în acest sens, așa că mulți călători nu știu de noile amenzi. Așa se face că de la începutul anului au fost aplicate mii de amenzi în valoare de 500 de lei. Amenda pentru neplata unei călătorii a crescut de la 150 la 500 de lei, conform noului regulament STB stabilit anul trecut. Conform acestuia, călătorii pot plăti jumătate din această sumă în termen de 15 zile și vor avea în continuare posibilitatea plății pe loc asupra taxei de 50 de lei. Vor fi sancționați de asemenea călătorii care ocupă un loc cu bagaje. Ei vor primi o amendă de 100 de lei pentru neplata unui bilet în plus. Mai mult, transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari, precum lăzi, mobilier sau bare metalice, va fi sancționată cu 150 de lei.